Bun găsit tuturor la drumul înapoi spre tine. Am vorbit de multe ori despre femeia care nu-și găsește liniștea într-o relație. De data asta să vedem și de femeia care se simte iubită și totuși nu are liniște. Ce se întâmplă și de ce este femeia veșnic nemulțumită? Totuși nu e un confort nici pentru femeie, chiar așa să nu-și găsească liniștea nicicum. Da. Marian, vrei să începi tu? Și Da, poate să stai tu cu părerea. De ce femeia nu e sortită nefericirii? Femeia veșnic nemulțumită. Parcă are o chestie, are o titerez în ea. Caută mereu să facă altceva, știi? Nu e mulțumită cu ce dă Dumnezeu. Deci poate să-i dea un bărbat care să o corecteze, să o înjure, să o scuipe și asta, știi? Nu e mulțumită, zice că nu-i bine. Poate să-i dea un bărbat care să fie foarte iubitor, să o mângâie, să o îmbrățișeze și să respingă. Deci nici bărbatul nu mai știe în zilele de noastre ce vrea femeia. Deci ea nu este conștientă de ce face. Ea nu este conștientă de acțiunile pe care le face și bărbatul îl nebunește. Și el caută atenția femeii continuă, adică caută toate metodele să-i arate că nu este iubit. În special când vine spre ea să o îmbrățișeze și ea refuză, deci simte ca o... Îți spun din experiența mea personală, simte ca și cum îi se taie inima în două. Asta simte bărbatul când femeia îl respinge. Când el vine să o îmbrățișeze sau să se dea din puțină căldură care o are. Pentru că el când face gestul ăsta, el este la limita energiilor. Deci nu mai are energie deloc. El încearcă să ceară puțin atenție. Știi, un 5% din 80% care îl are. Și atunci femeia, adică el chiar că se comportă blând și bun și este în interiorul lui este devastat. Deci el cumva se cerșește iubirea. Asta este de fapt când bărbatul face asta. Și când el este respins, vorbesc pentru toate femeile, să nu se aștepte că nu o să plece dintr-o altă. Dumnezeu să ia mințile și o să zic că pleacă din familia aia. Peste noapte poate să plece. Știi? Adică el e la limita iubire, nu mai simte iubirea deloc și atunci trebuie să facă gestul ăsta pe care femeia ar trebui să-l facă prima. Știi? E un semn de atenționare. E un, cum să zic, a tras toate clopotele prin chestia aia. Când el face chestia aia, când face gestul ăsta și este respins, el nu arată de multe ori. Se preface că nu este afectat, dar în interiorul lui este un vulcan. E un haos. Că nu știe ce să facă. Nu mai știe cum să capteze atenția femeii. Știi? Și asta vine din preocuparea femeii foarte mult pentru materii, pentru își face foarte multe planuri, își planifică lucrurile, le vrea să le facă în felul ei, nu-l mai ascultă pe bărbat, nu-i dă atenție, nu-l bagă în seamă, adică nu stă lângă el să-l asculte efectiv ce are nevoie și să-i dea primordialitate în tot ce face. Știi? Și cred că acțiunile ei sunt mult mai corecte față de acțiunile pe care el le face cumva sau le întreprinde. Și chiar am ascultat un binar acum recent cu Carmen și cu Marius și a zis că bărbatul, Marius a punctat foarte bine, bărbatul are nevoie de atenția femeii ca să poată să învingă lumea, adică el folosește energia aia a iubirii pe care femeia trebuie să o dea, ca să poată să facă față
loviturilor care vin din față când se duce în societate și se mai rămâne și puțin energie ca să dea atenție femeii când vine, adică să o știi? Deci el are, depinde foarte mult de iubirea femeii, de atenția ei față de el. Deci toată lumea asta, de fapt, toată planeta depinde de iubirea femeii, nu numai bărbatul. Că dacă bărbatul nu este iubit, nici copiii nu o să fie bine, nici familia nu o să fie bine, nimeni nu o să fie bine în jurul ei. Nu este numai femeia, este toată planeta. Știi? Din cauza Este asta. adevărat. În primul rând să rectificăm că noi când spunem femeie ne referim la egoul femeii și nu la femeia ca ființă divină, egoul ăsta de 3-5%. În al doilea rând, o femeie nu-i tot timpul un ego, să nu sărim acum doar într-o parte. O femeie totuși se sacrifică în viața ei, are momente de sacrificiu destul de mari și destul de profunde, plus că nu-i neapărat o scuză, dar noi mai știm că și în spate sunt programe grele care de multe ori nici nu le realizează nici femeia și le ia așa ca atare și intră într-un mecanism așa pe care îl derulează pentru că nici ea nu știe să facă altfel. Nu știe, chiar ieri am vorbit înainte de înregistrare cu Marius despre programele grele ale unora dintre noi și ieri chiar spunea că nici el nu vede soluții la unele dintre noi, programele care au venit în spate. Adică, atunci când ție nu ți se arată iubire de mic, cum să iubești? Cum știi tu să arăți iubirea mai departe? Da. Eu sunt conștient de chestia asta, dar tu vezi că părinții ei își au niște, adică femeia trebuie să fie foarte conștientă că părinții își au un rol special ca ea să, ei, el, voi să faceți opus. Deci dacă mama nu arăta Știm și asta. afecțiuni, da, voi trebuie să vă uitați la părinți cu iubire, adică la mamă, că vor totul la mamă, nu are nicio treabă cu tata. În primul rând trebuie să te uiți, măi, mama, de ce nu-i dă de atenție lui tata? Păi uite, dacă nu-i dă atenție, asta duce. O să vezi un tată nefericit, o să vezi că nu iese lucrurile. Chiar discutam și cu Simona de chestia asta. Deci din cauza asta, din neatenția și neascultarea bărbatului, nu ești 100% prezentă ca femeie când el îți vorbește. Pentru că noi comunicăm foarte direct ce ne doare. Și comunicăm foarte direct ce avem nevoie. Și nu avem nevoie de multe lucruri. Avem nevoie de două chestii. Să fim ascultați, dar 100%. Și doi, să înțelegeți că noi trebuie să luăm toate deciziile, absolut în orice, când vă cerem. Și când sunt decizii foarte importante, voi trebuie doar ne susțineți în toate deciziile pe care le luăm. Că degeaba faceți dăruiri în toate părțile și vă sacrificați dacă nu ascultați bărbatul. Se anulează toate. Deci toată conexia voastră la divin este de fapt prin bărbat. Din cauza că voi încărcați bărbatul și bucuria bărbatului este bucuria lui Dumnezeu față de voi. Marian, care e părerea ta? Tu crezi că o femeie ar putea să iubească un bărbat sau bărbatul de lângă ea dacă nu a fost niciodată îndrăgostită cu adevărat de el? Adică poate doar și-a închipuit ea la un moment dat că îl iubește? Da, de ce trebuie să fie îndrăgostită de el când îl are în față pe Dumnezeu? De ce trebuie neapărat să fie îndrăgostită? De ce trebuie să folosească un sentiment uman pentru o iubire divină? Ea poate să îndrăgostească de el abia când se lasă față de el. Și atunci bărbatul ăla se transformă, devine un bărbat pe care ea, de fapt, vrea să îndrăgostească de un, cum să zic, de o imagine mentală pe care și-a făcut-o de bărbatul respectiv. De asta nu poate să fie îndrăgostit. Pentru că ea vine cu niște condiții când intră în relație. Și atunci, dacă condițiile alea nu sunt îndeplinite, atunci nu există îndrăgosteală pentru ea. Nu poate să îndrăgostească de el. Toți bărbații sunt foarte frumoși dacă sunt ascultați, pentru că ei se transformă. Și o să vadă o iubire divină. În primul rând, o să simte o căldură în inimă, care nu mai are legătură cu înfățișarea sau cu îndrăgosteala. Eu așa văd. Adică orice bărbat poate să-i arate iubirea lui Dumnezeu direct, dar trebuie să fie mereu
susținut. Și nu este ușor, am spus repetată, Mira, nu cred că nici din poziția unei femei este ușor să se lase continuu față de el. Dar lucrurile mici pe care le ceri, alea trebuie să fie sfinte pentru ea. Deci cum ia Biblia și subliniază fiecare pasaj și îl ține minte și face tot felul de chestii, așa ar trebui să ia vorbele bărbatului măi, ce mi-a cerut omul ăsta repetat și eu nu fac? Sau ce îmi cer în fiecare zi și eu nu sunt atent la el? Lucrurile alea trebuie să fie, să le ia și să le, cum să zic, să și le bătătorească și să lucreze pe ele foarte mult. Și mereu să vadă bărbatul că este ascultat. Și când este ascultat, atunci ai se... Divinul ne obligă, de fapt, să vă aducem înapoi iubirea pe care voi ne arătați. Și sunt foarte multe programe de neam, dar ele se sting tocmai făcând lucrurile pe opus la ce au făcut părinții. Deci la ce a făcut mama față de bărbat, din poziția femeii, ea trebuie să vadă acolo, să nu o critique pe mama, să înțeleagă că ea și-a luat un rol, Divinul și-a luat un rol prin ea, pentru că Dumnezeu ne alege părinții, ca să ne arate modelul pe care voi nu trebuie să repetați. Adică când mama a făcut anumite acțiuni și vi le amintiți, scrieți-le jos și să spui mereu, eu n-am să fac lucrurile astea. Eu am să fiu atentă să le fac mereu pe opus față de bărbatul meu. Și atunci se sting programele de neam și la mamă și pe viitor. Și la copii și devine și bărbatul fericit. Bine, noi știm asta, punem întrebări și dintr-o parte și din alta ca să ne lămurim și să putem să cuprindem tot spectrul ăsta de, nici nu știu cum să-i numesc, de întâmplări într-un cuplu. Da, noi știm, am mai vorbit și mult și pe clase, tu, Marian, știi despre ce vorbim noi pe clase. Avem chiar un caz clar, Marilena, cine urmărește videourile o știe pe Marilena. Acolo a fost un caz clar că mama s-a comportat într-un anumit fel, și a arătat, așa zisa, neiubire, asta de care avem noi nevoie să se arate, să se spune, să te îmbrățișeze, să fie așa cu tine caldă. Deci mama ei a fost tocmai pe invers, pentru ca ea să simtă ce înseamnă să fie neiubită, ca apoi, mai departe, în experiența ei de viață, să știe cum se simt ceilalți care sunt neiubiți și în ea să se declanșeze această dorință de a-i face iubiți, de a-i face să se simtă iubiți. Da, foarte bine punctat. Și aș mai sublinia ceva. Eu nu am auzit niciodată te iubesc de la mama. Mama a fost o femeie care, ea cu toate, a făcut foarte mult sacrificiu. Nu am simțit căldura aia sufletească care mi-aș fi dorit când eram copil. Deci mereu m-a comparat, a fost rece, bun. Dar eu din perspectiva mea Era un acum, și un model a vremilor în și care a model, fost, da. eu m-am dus spre ea cu te iubesc. Din toată inima, am acceptat-o. Deci, cred că femeia, primul lucru care ar trebui să-și repare relația cu mama și cu tata, adică să se ducă spre ei să înțeleagă că ei doar și-au luat modele și dacă chiar nu le s-a spus te iubesc, să spună ei din inimă. Dar acceptarea trebuie să fie așa de mare încât când te uiți la ea să-ți dai seama că Dumnezeu a făcut special și a luat rolul ăla ca să ne învețe pe noi să nu ne comportăm așa. Deci ei sunt în iad pentru noi, de fapt. Ei sunt în pozițiile alea pentru noi ca noi să învățăm să nu facem lucrurile alea. Noi suntem o continuitate a lor, cum ar veni. Știi? Și ieri, de exemplu, când m-am dus în vizită, chiar dacă o vedeam pe mama așa puțin abătută, tot am venit cu bucuria aia să o văd. Și am spus, mamă, mă bucur foarte mult să te văd. Mă bucur foarte mult pentru mâncare. Mă bucur. Deci, îi amintea mereu că a avut un rol foarte important. Oricum, atât a știut să iubească. Deci, fără să o critic, că aș fi vrut mai multă iubire de la ea sau că nu pot eu să iubesc mai mult din cauza că ea nu m-a iubit suficient. Nu. Mi-am dat seama că ea a trebuit să ia rolul ăla. Și atât a putut să facă, draga de ea. Și am îmbrățișat-o cu atâta drag și am spus, mamă, te iubesc așa cum ești. Adică, fără să încep să-i spun, a, ai fi putut. În trecut făceam asta, o criticam, o judecam, mi spuneam că nu a fost suficient de bună, dar după aia mi-am dat seama că nu era o chestie care trebuia să o fac. Adică mi-am dat seama după un anumit timp că nu pot să o judec pentru că ea efectiv și-a luat un rol. Deci când am început să pun în practică mai bine învățăturile, mi-am dat seama că rolul
rolul ei, de fapt, era să nu mă iubească. Ca eu să învăț să iubesc mai mult. Plus că să ne amintim cu toții că Marius ne și spune că ne sunt alese familiile în care venim. Nu Da. venim întâmplător într-o anumită familie și cel mai probabil că venim cu carențe exact în departamentele alea în care noi simțim că nu-i ce trebuie și ei de fapt Exact. vin și ne predau. Probabil că noi am venit cu neiubirea asta din altă viață și vin acum să ne arate, uite, vezi, tu n-ai iubit, uite, așa este să te simți neiubit în față și du-te pe invers, fă ce trebuie să faci. Da. Da. Și eu nu o văd ca o neiubire, de fapt. Este, de fapt, iubirea pe care i-a învățat-o până în punctul ăla, știi? Da. Deci, ea când a făcut lucrurile aia, nu a știut să iubească divin. Ea atât a știut, atât a fost, i s-a predat, atât a fost modelul. Până în punctul ăla, atât a știut să facă, știi? Și n-am avut niciodată intenția să spun, băi, mamă, uite că pot să iubești și altfel sau să încerc să o schimb. Mi-am dat seama că schimbarea este în funcție de schimbarea mea, mereu. Adică am zis, ea și-a luat rolul ăsta, eu nu pot să o conving de nimic, ea știe, are viața ei, nu vreau să o schimb, este minunată așa cum este și acum este doar să lucrez la mine. Eu să-mi văd de treabă și să învăț să iubesc cât mai mult. Inclusiv pe ea. Să o accept 100% cum a fost, că așa trebuie să fie. Da. Simona, ce părere ai tu? Părerea mea că relațiile sunt foarte complexe și cred că niciodată nu o să reușim să înțelegem totul, dar cred că fiecare trebuie să facă un efort să-și înțeleagă pe parcela lui, adică în relațiilor imediate, să înțeleagă care este dinamica. Știi, eu am avut o copilărie foarte fericită, știi, comparați cu altcine, cu alți oameni, am avut tot ce ne-a trebuit, chiar mai mult decât ne trebuia. Și nu au fost drame mai mari decât în altă parte sau așa, chiar o copilărie destul de banală, în sensul că nu prea erau cine știe ce povești, așa. Și da, gândindu-mă, în trecut era o chestie care era foarte prezentă și era poziția socială. Cum am ajuns la asta? Știți că am făcut webinarul ăla cu Costel și cu Florentina și cu Marius săptămâna trecută, pentru că Florentina a avut niște conștientizări și când le-a împărtășit cu mine, am avut și eu niște conștientizări și am zis, am și eu o reținere oarecare. Uneori când soțul este foarte drăgăstos și prea des și simt așa că prea mă zăpăcește, prea mă sufocă și asta ca să punem în perspectivă, deci de la 1 unde răspund 100% și așa, până la 10 că nu o stai departe, ho-ho, sunt undeva pe la 4 așa, deci nu e foarte dramatic. Dar simt o rezistență și asta am zis, ok, este o rezistență acolo și înseamnă că ceva este acolo care ține, da? Și nu am motive, deci nu am motive pentru că nu sunt motive de ce aș avea rezistență. Ok, ești mai obosit, e seară, nu știu ce, nu contează. Astea sunt accesorii. Și mi-am dat seama, reflectând la situația, la discuția avută în grup și ascultând alte webinarii, că de fapt aia nu este problema, este de fapt un efect. Vreau să vadă, ok, de unde vine, pentru că nu, logic și analizând, nu există motiv pentru care să existe așa ceva. Și dacă vă amintiți, la un moment dat am zis s-a vorbit de atenție în webinarul respectiv și am întrebat, dar câtă atenție? Și ok, a fost funny, dar știe, funny, funny, până când nu mai este funny. Și mi-am amintit că de fiecare dată când veneam acasă și de prima dată, de fapt, când eram cu soțul, mi s-a spus,
nu mai stă atât la dispoziția lui, nu mai dă atâta atenție, nu-l mai servi tot timpul, ce tot stai și gravitezi în jurul lui, poate să ridice și singur să-și ia lingură, poate să-și ia singur un pahar cu apă, tu te și arată unde sunt lucrurile să se descurce singur. Și așa trebuie să faci în fiecare, și așa trebuie să faci acasă, că nu trebuie să depindă de tine, că ok, toată paleta, na, ca să nu intru, ați înțeles direcția. Și Cine, scuze-mă, cine ți-a zis lucrurile astea? tata. Tata, păi tata nu a fost iubit. De ce și nu? Asta e altceva, da. Da, deci el ți-a arătat să nu faci lucrurile alea. Deci Exact. tu, da. Ne vin oglinzi și pe invers, și așa nu, de ceea ce să arată. Da, și atunci m-am amintit starea aia de anxietate, când de fiecare dată când eram acasă, aveam o stare profundă de anxietate, de nesiguranță, de că ceva fac greșit, că nu sunt cum trebuie. Știi, mi-a răscolit într-un fel emoțiile alea de mult îngropate. Și eu ascultam, dar credeam că pe ureche intră și pe ureche iese, dar nu, după atâta timp se pare că undeva tot s-a lipit, da? Și devenise cel mai greu când stai mai mult de 2 săptămâni pe acolo, atunci devine chiar stresant și simt că e stresant pentru mine și presiunea asta indirectă, într-un fel, se restrânge și asupra soțului, da? Deci se creează o situație așa neconfortabilă, în care nici nu pot să spun care este problema. Nu mă simt bine, da? Și reflectând la situația asta, mi-am amintit că toată copilăria mea așa m-am simțit, foarte anxioasă, foarte nesigură, că nu știam dacă fac e bine sau nu știam dacă e bine, dacă nu e bine, pentru că tot timpul exista termenul de comparație. Și mi-am amintit că pe la 13-14 ani, încă luam atunci am început să iau medicamente anti-anxietate. Și uite, total uitasem de asta și mi-am amintit că și prietena mea cea mai bună, care, hai că era colonel, deci tot așa, funcție ridicată, ea încă avea făcuse ulcer. Bine, acum e ajuns medic și e ok, dar era o presiune foarte mare pe noi, adică cel puțin așa o simțeam noi ca și copii, într-un fel niciodată nu era de ajuns, niciodată nu era suficient și prin multe feluri înțelegi că nu este suficient, deci niciodată nu este bine și zic ok, hai să nu mă mai gândesc ce-o mai fost și a mai apărut amintiri, faptul că, de exemplu, la nivel de comunicare era numai într-un sens. Da? Nu cred că nici la voi n-a fost în 2 sensuri, probabil că a fost numai într-un sens. Erați pe post de receptor, iar gândurile voastre, dorințele voastre, dacă sunteți de acord sau nu, nu era luat în considerare, că dacă spunea ceva, nu mai spune prostii, lasă cu prostiile astea. După aia, bineînțeles, că se răcește într-un... Nu se răcește relația, se îndepărtează. Pentru că dacă, ca și părinte, tu nu ești interesat să afli opinia copilului tău și de fiecare dată când se întâmplă ceva, tot timpul să fie el de vină, în momentul în care copiii sunt mai mari și ajung la școli și au situații mai complicate, nu mai există acea încredere să spună, uite, mamă sau uite, tată, vezi că, uite, am situația asta și nu știu cum să ies de acolo. Pentru că știi automat că e vina mea. Deci nu are rost să mă duc să povestesc. Ci și intri în tot felul de îmbârligături. Deci o chestie foarte confuză. Și, ok, după ce am identificat toată situația asta, m-am zis, ok, deci trebuie să mai fie ceva, pentru că nu degeaba m-am dus cu gândul exact în perioada aceea a copilării. Deci zic că am avut o copilărie foarte frumoasă, dar noi, ego-ul nostru, că noi suntem născuți cu ego, detectează tot timpul ce nu e, ce ni se pare că ar fi trebuit să fie altfel. Bine, uite, Și acum te întreb o secundă. Când spui copilărie frumoasă, tu te referi doar la partea materială, Simona?
Te referi la avantajele care ți se oferau pe cale materială, pe Da. când noi simțim acea frustrare dincolo de chestia asta. Uite cum Asta ai spus, toate îți vin din felul cum erai tratat ca și suflet, cât de da. important erai. Deci eu atunci mi-am dat seama, păi stai puțin, faptul că acea nemulțumire pe care tata în cazul ăsta a resimțit-o față de mine, adică eu am resimțit că el ar avea, deci nu el, eu am simțit că ar avea, m-a dus tot timpul să arăt, uite, că nu este chiar așa. Și deci tot ce am făcut a fost într-un fel, uite că nu-i chiar așa, nu-s chiar atât de nasol, că nu e numai aia de peste gard de la vecinul care face mai bine, știi, termenul ăsta de comparație. Plus că nu a acceptat niciodată faptul că eu sunt aici unde sunt, că am devenit o muncitoare, în loc să rămân în România, să fiu o doamnă acolo unde ar fi vrut să fiu. Și indirect am știut tot timpul că numai dacă o să plec, o să fiu pe drumul meu care trebuie să fiu. Stai puțin, Simona, tu mi-ai spus ieri niște lucruri. Nu cumva astea sunt programele de la mămica? Nu, nu. Să Nu rămână au vrut. doamnă unde a vrut să fie. Ia amintește-ți niște Nu, că chestii. vrea să fie. Eu am făcut dreptul. Și că a fost dorința lui. Eu n-am înțeles nimic din dreptul ăla, 4 ani Nu, de zile. dar mama ta cum a fost? Cum s-a comportat cu el când era în tinerețe? În ce sens? Adică care era, am înțeles că ai avut o copilărie care n-ai avut lipsă de nimic, dar cum s-a comportat ea cu tatăl tău, mama ta? Tu te uiți mereu la mama, nu te uiți la tată. Tata e doar oglinda ei. Păi ca orice femeie care a vorbit aici cu voi în webinarii. În ce sens? E Adică, mai clar, adică să înțelegem cum îl iubea ea pe tatăl tău. Ce făcea față de el? păi făcea mâncare, spăla, făcea curățenie, deci la nivelul acesta. Păi ai zis că tatăl tău și el venea și încerca să-i dea atenție ei și Da. era refuzat. Nu prea erau, probabil, eu nu prea am văzut momente de tandrețe, așa să spun. Da, dar ai văzut acțiunea De forță. pe care soțul tău o face acum, că se repetă programul. Da, asta am conștientizat, faptul că trebuie să fie ceva ce am văzut la un nivel mult mai redus la mine. Dar am trebuit să identific de ce am acea rezistență. Știi? Ok, o parte poate fi de la ea, dar eu ce am la concluzia la care am ajuns a fost dorința mea permanentă de a-i arăta că merit și o considerare. Înțelegi? Meriți o considerare în ce sens? Adică că nu sunt eu cea mai proastă din sat, ceva de genul ăsta. Știi? Că el ar fi vrut ca eu să fiu judecătoare sau procuror. Ceea ce la mine nu se potrivește, că niciodată nu am avut tendința asta de a judeca, nu înțelegeam să judec. Și din cauza, deci faptul că am plecat, nu am refuzat să fac ceea ce a dorit el. Și nu a acceptat niciodată, nici acum. Deci, nici după 15 ani, e dorința aia lui că și ce dacă ai plecat, ai devenit o muncitoare în loc să fii rămas aici, să fii doamnă și de aia și respingerea care o are într-un fel față de soțul meu, că de ce tot stau să-l servesc și în loc să mă servească el pe mine, știi? Acolo iese frustrarea lui că nu a fost el servit și n-a fost el, da, îngrijit sau nu i s-a dat atenția cuvenită și iese ca un fel de frustrare cumva și de poate să iasă și de gelozie, că până la urmă și bărbații au un ego acolo care uneori poate să crească datorită funcției pe care ei o ocupă.
Dacă să-ți dau și un termen de comparație, prietena mea de care tocmai menționasem, care acum e medic, soțul ei a fost tot șef de promoție la universitate la Iași, iar tatăl, așa, a fost profesor la universitate. Ei, părinții ei nu vorbesc cu părinții lui pentru că ei consideră că fiica s-a căsătorit sub nivelul ei social, cu toate că sunt la același nivel. Deci cred că este Da. o a taților pentru fiicele lor. Nu este de acolo. Simona, te întreb altceva. Ce părere are mama ta că ai plecat Da, din că țară? nu are nicio părere. Ea chiar Te-a nu, nu. susținut? Da. Și Ea cum vede? ar fi trebuit să mă susțină în ceea ce vroiam eu să studiez, dar nu, nu. La asta nu a fost nicio problemă. Ok, și cum vede ea relația voastră? Și ar fi dorit altceva de la tine și ar fi dorit altceva de la el? Singura chestie care are mama și cred că o are cu toți bărbații, că le găsește cusuri. De ce a pus sticla aia acolo și n-a pus-o acolo? Că de ce a folosit apă de acolo și nu apă de acolo? Chestii de genul ăsta. Asta e singura, că le găsește cusuri, dar le găsește la toată lumea, asta nu e problemă, nu face discriminare la nivelul ăsta. Mai Andrei, să înțelegi că eu nu am luat nici măcar numele soțului meu când m-am căsătorit. Numai ca să fie tata mândru că i-am păstrat numele. Deci este o nevoie a mea, nu este a lui, este nevoia mea de a-i obține aprobarea, de a nu mă mai critica permanent, de a nu mai spune lasă că poți să faci și așa, ei lasă că nu-i chiar atât de grozav, lasă că și asta e mai bine. Deci, într-o discuție, știi că mi-am dat seama chiar weekendul trecut când am vorbit cu el, când tot ce îi spuneam, spunea lasă că și asta, că e mai bine așa, deci tot ce spuneam nu era bine, era altceva mai bine. Știi, și atunci m-am dat seama că, uite, acolo nemulțumirea mea, că niciodată ce fac nu este perfect și aș fi putut sau aș putea să aș fi putut să mă gândesc să fac mai bine. Da, dar Înțelegi? asta vine din iubirea la bărbat. Adică mintea ta nu se oprește când tu nu înțelegi primordialitatea bărbatului. Adică îți vorbește tatăl, dar tu nu-l accepti în totalitate. Adică ce spune lucrurile alea, tu te lupți mereu cu el, să-i dovedești ceva. Știi? Adică cumva vrei să-i arăți altceva decât te spune Dumnezeu prin el. Știi? Păi eu îi spun că are dreptate, eu mă obiciui pe mine că uite că aș fi putut să fac așa ca să fie de acord cu mine și dacă fac ce face, după aia zice că nu e bine așa, este pe dos. Dar asta este tot din mine pentru că problema a fost ce am identificat că este acea nevoie a mea de aprobare a lui. Și acea... Și stai puțin, asta o ai și față de soț? Nu. Nu, păi asta este chestia, că m-am gândit, ok, de ce a influențat relația mea cu soțul, că nu aveam înainte. Și mi-am dat seama că nevoia asta de aprobare din partea tatălui la mine a fost atât de puternică, încât toate acțiunile pe care le-am făcut eu până acum erau legate într-un fel să obțin acea aprobare. Deci dacă nici numele nu l-am luat de la soț la căsătorie, dacă și acțiunile oarecum le-am făcut ca să fie lui pe plac, până și New Age-ul, deci tot New Age-ul care l-am făcut și toate cursurile de leadership a fost ca să nu mai fiu bleagă și proastă și să fiu și eu mai, așa, mai assertive, să-mi pun eu voință, să-mi pun dorință. Că nu, el a fost în funcție de conducere și așa trebuie să fie o femeie. Nu trebuie să te calce o călcare în picioare. Tu trebuie să spui acolo cum să faci și cum. Și eu, neavând tendința asta de control și știind că nu am tendința asta de control, m-am dus la un cursuri ca să le învăț.
Ca să înveți să fii în poziții de conducere. Da. Și asta, dar nu este, eu când zic asta, nu pun vina pe el, pentru că a trebuit să-mi dau seama, ok, deci dacă, știi că nimic nu se prinde dacă nu este o masă, un clei pe ce un lipici, da? Deci la sora mea nu s-a lipit, la mine s-a lipit. Înseamnă că a fost un fundament acolo, ceva pe care s-a lipit. Și mă gândeam, ok, la toată suferința care au copiii în viață și mai mult sau mai puțin. Și chiar nu mă... Deci, așa, ca paranteză să zic că ultimile zile au fost extrem de dureroase în termeni fizici. Deci m-a durut tot corpul, am avut stări de vomă, de amețeală, deci de zăpăceală. Ieri, luni nici n-am putut să lucrez, când veneam așa amintiri, 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 amintiri. Și am vrut să înțeleg, ok, care este motivul, de ce trebuie noi să trecem prin toate astea? Și am descoperit până la urmă. Ce am descoperit, ce am conștientizat este că noi ca și copii, noi ne naștem cu un ego, okay? Ne naștem cu un pachet emoțional. Și în pachetul ăsta emoțional este acel eu, acel ego, acea persoană pe care noi o luăm la naștere. Iar noi avem tendința să ne facem idoli din părinți, din frați, din bunici, din profesori, iar știm de altfel că nu avem voie să ne facem idoli din lumea aceasta, nu avem voie să ne căutăm fericirea în lumea aceasta. Și atunci Dumnezeu vine și ne dă tot timpul peste lăpuță, peste mânuțe. Nu te mai uita acolo, că fericirea nu le iei de la mama, nu e de la tata, nu e de la profesor, de la bunica. Nu ai ce fericire să cauți în lumea asta. Și atunci m-am dat seama că toată suferința asta, care o numim noi traumă și chestii, e de fapt Dumnezeu care vrea să ne arate, să ne învețe de mici, că fericirea nu este în lumea asta, nu este să o primim noi, ci să o dăm. Da, dar și tendința asta de a ne face idol vine tot pe un model care ne-a fost predat, pentru că asta am văzut noi în jurul nostru. Părinții noștri și-au făcut ei idol la rândul lor și noi dacă am văzut asta, pe modelul ăsta am mers. Da. Da. Normal că sunt foarte multe. Nu e unilaterală, da? Deci sunt pe mai multe, din mai multe direcțiile ai. Deci dacă s-a lipit, înseamnă că există un fundament acolo unde pe ce să se lipească și că trebuie să descoperi, asta mi-am zis mie, ok, trebuie să descoperi pe ce anume s-a lipit. Pe ce. Simona, hai să fim mai direcți, că așa ne învârtim mult în anumite concepte. Tu ai o muncă de conducere acum? Ai o funcție de conducere? Nu. Nu, ok. Ți s-a oferit o funcție de conducere și ai refuzat? În trecut? Da. Nu, mi-am dorit și nu am reușit. Deci ți-ai dorit să ai o Păi funcție da, de conducere. pentru asta munceam, nu? Da. Da, deci divinul te-a oprit să n-ai o funcție de conducere. Că probabil că dacă aveai conducerea pe mână, efectiv funcționai 100% cu programele mamei. Da? Când bărbatul, adică când îți sugerează chestia asta, divinul îți spune să nu faci lucrul ăla. Deci cumva tot ce ți-a zis tata, tu te-ai luptat să nu faci, cum îți spune, pentru că el era neiubit. Aia este un semn de neiubire, lucrurile care ți le spune. Când el zice să nu pivoteze în jurul bărbatului, înseamnă că el nu i s-a întâmplat lucrul ăsta și cumva îți pune pe opus. Deci îți vine pe opus chestia aia. Bun. Acum, soțul tău, îți pun întrebări mai directe ca să identificăm imediat de unde vine. Soțul tău, ce-ți comunică și tu nu faci din ce-ți comunică? Ce și-ar dori el și tu cumva nu-i, cum să zic, nu-i dai credit la ce spune. Adică care sunt discuțiile care ți le spune și tu nu ești atentă la el și cumva nu le bagi în seamă.
Sau poate că nu neapărat că n-ai vrea să-l bagi, poate nu le dai suficientă atenție, să zic. Lucrurile care el și dorește de la tine și tu nu le faci. Nu știu, soțul meu este foarte mult în detaliu. Și aici pe mine mă pierd de la detalii. Păi și tu ești foarte mult în detaliu, e oglinda ta. Nu chiar. Așa. Nu, sunt pe invers, Marian. Eu Cum adică? cred că ea, Simona, e mult în energie masculină și soție în feminină. Cred că e shift-ul făcut deja. Nu e. Nu. De soțul meu este foarte masculin. El este în detaliu pentru că așa este meseria lui. El trebuie să. Asta e meseria lui. Nu, el. Noi tot timpul am avut o relație foarte deschisă și. Stai, 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 și eu vreau stai. să te opresc. Marian, haide să explică-i tu cum e un bărbat care nu e în feminin. Păi nu, dar și chiar dacă bărbatul este în detaliu, să zic, la muncă, acasă uită de muncă. Deci Da. el este cu totul altfel. Munca e muncă, natura lui e alta. Munca, Da. munca, muncă. El când vine acasă, el îți arată oglinda ta. Deci tu ești mult în mental, tu detaliezi, tu cauți, scobești, ceea ce e normal, e firesc femeii. Dar nu este firesc femininului. Femininul nu mai este în detaliu, nu mai intră în detaliu. Deci acolo e masculin foarte puternic, știi? Deci nu este că, de exemplu, și eu am o muncă care trebuie să fiu foarte atent la detalii. Dacă îmi vin acasă, am uitat de detaliile, nu încep să detaliez soției, uite detalii, să încep să scobesc asta. Eu trebuie să fac asta dacă ea ar fi așa, dacă ea ar avea energia aia, cumva ar trebui să-i arăt, uite, lucrurile alea, așa le faci tu. Deci bărbatul e mereu oglindă, tu trebuie să te uiți la el, măi, de ce face el lucrurile astea în detaliu față de mine? Adică dă-ne un exemplu de... Ce face? Da. El se ocupă de programul copiilor în afara școlii, adică când sunt antrenamente, când sunt meciuri și astea sunt în fiecare zi și face programul pe toată săptămâna, cine duce copilul acolo, cine îl ia, el este în grupurile cu părinții de administrare a planurilor copiilor, da, asta le face el. Păi și lucrurile astea n-ar trebui tu să le faci? Nu știu, dar Păi nu e știu, păi stai puțin. dorința Tu... lui de a petrece timp cu copiii, la fotbal, cu ceilalți tați, unde se întâlnesc cu toții la fotbal, ei își fac programul, ce treabă am eu să mă duc să le fac programul lor. E programul de după școală, de după servici, unde au ei antrenamentele, soțul meu face sport în același timp, deci își face și el sport odată cu copiii, deci e o activitate care au ei, ei cu ei cum ar veni, știi că-s băieți. Dacă ar fi fete, nu, aș spune că ok, ar fi mai mult degrabă cu mama, dar e activitatea lui și place foarte mult de când ne-am mutat la țară, e timpul lui cu copiii. Ok, îți spune să vii și tu cu ei? Nu. El îmi spune că nu are nevoie să-i ajut, să duc eu copiii că nu poate, sau să iau, sau să vin să-l iau cu mașina că s-a dus nu știu pe unde cu bicicleta. Dar nu. E timpul lui, într-adevăr, timpul lui cu băieții. Și Ok, și aici am eu problemă câteodată, mai uit. Mai îmi spune, vezi că au antrenament, nu știu, mâine la ora 5 și dacă eu sunt cu lucru și uit, se mai întâmplă să mai uit. Asta e, acolo mai apare că sunt fiecare zi foarte detaliat și mai uit. Și dacă mai avem discuții, uite că am uitat să duc copiii. Da. Iar acum că e plecat, am un program foarte detaliat pe zi. Am zile, de exemplu, mâine, unde sunt amândoi în două locații diferite și trebuie să găsesc cum să-i duc în ambele părți. Da. Deci, ceva de genul ăsta. Nu, no, și câteodată mai uit. Da. Discuții de genul ăsta avem Cum te și. deranjează pe tine când regulile tale, ce reguli ai, Simona, și te deranjează când nu sunt respectate?
Reguli? Reguli, da. Pentru că văd că soțul pune foarte mult, adică dacă el, ca să aveți discuții din cauză că se întâmplă să nu se respectă un program, o regulă, aici e tot așa o oglindă din tine. Nu știu, acum nu vine nimic în minte. Din punct de vedere a regulilor, sunt foarte flexibil, poate chiar flexibil, dar pot să dau un exemplu din trecut în care, acum nu mai este cazul, dar era cazul în trecut. Noi călătorim amândoi foarte mult pentru business și asta înseamnă când el călătorește, eu sunt acasă sau când călătoresc eu, el e acasă, da? Cum tocmai a fost cazul acum și este. Și mi se întâmpla uneori să-mi programez călătoriile și să iau mașina, că avem o mașină, și să nu-i spun. Sau să-i spun cu vreo 2-3 zile înainte, a, vezi că iau mașina și trebuie să fiu la München vreo 3 zile. Și atunci era destul de dificil pentru că, nu, ești la țară, ai nevoie de mașină, vorba aia, ca să te miști. Și trebuia să-și schimbe tot programul ca să mă acomodeze pe mine. Deci atunci am mai avut, când aveam, da, tendința asta să nu mă aliniez cu el când îmi făceam programul. Acum nu mai este cazul. Astea au fost situații din trecut. El este de acord tu să fii femeie de afaceri? Da. Și probabil că, poate că aici mi-aș fi dorit să nu fie de acord. Poate că m-a susținut prea mult. Probabil că aș fi vrut să mă susțină mai puțin. Da, știi tu că asta este femeia. Că nici așa nu, dar nici așa. Că prea m-a susținut, că mai bine nu mă mai susținea și mai bine mai... Asta nu intrăm în filozofii de astea Nu, femeiești. nu, e foarte important aici de ce te întreb. Ce ți-ai fi dorit? Să nu te susțină? Să ce? Să te țin acasă? Să te lase acasă? Să stai copii? A, nu, că m-a întrebat dacă vreau să stau acasă și am zis că nu vreau să stau acasă, dar nici nu mergem, nici nu ar merge, Marian, pentru că și în mediul în care noi ne învârtim, deci când avem petreceri, toți cu ambasadori, cu miniștri, cu oameni de afaceri, soțiile lor nu stau acasă și e și o chestie de status. Deci nu ar fi, nu cred că pentru soțul meu ar fi fost indiferent, dar poate că pentru mine n-ar fi fost chiar așa de indiferent. Da. Da, și mai era o chestie care vreau să te întreb. Cât timp vă petreceți voi doi împreună, tu cu el? Deci să zic că tu vii din voiajul ăla, din excursia, după aia el pleacă. Cât timp stați voi fizic, unul la unul? Că mi se pare că nu prea vă petreceți timp. Eu mi-amintesc cu soția, când se ducea la yoga și venea, eu plecam în altă parte, eram tot așa disfuncțional. Deci, efectiv, nu simțeam nicio căldură. Era o răceală completă acolo. Știi? De la dorința femeii de a escapa, și atunci și bărbatul are aceeași dorință. Să nu, știi? Să nu prea stea pe lângă ea și după aia devine o normalitate. Și după aia când vine apropierea asta fizică care s-a întâmplat recent, ai să te trezești că sare în sus. Și nu știi de ce. Nu-l mai accepti. Da. Îmbrățișarea aia nu este că nu ai vrea să fii îmbrățișat, este chestia că deja te-ai distanțat de el și atunci te surprinde gestul la care îl faci. La noi este o perioadă înainte și după cornă. Așa. Deci, înainte, pentru că atunci stăteam și la oraș, atunci călătorea și el mai mult, că el călătorește în Africa, cam lunar. Iar eu aveam zona de responsabilitate, era Franța și Anglia. Deci eram, cum ai zis tu, făceam schimb de chei, de mașină la aeroport. Iar tu, copilul, iau eu. Da. Deci asta era curentă. Dacă nu eram internațional, călătoream local. De aceea am avut și oameni care ne-au ajutat local, dar eram, știi, într-un carusel de ăsta în care ți se pare normal.
Dimineața te scoli la 6, te pregătești, te duci copilul la grădiniță, unul la școală, te duci fuga la lucru, te întorci seara, iei, mai bei un pahar cu vin, așa, mai vorbești ce s-a întâmplat a doua zi, vezi, nu dormi prea mult, că dimineața ea trebuie să te scoli, deci e un carusel de ăsta, o nebunie totală. La toată lumea era în caruselul ăsta, deci nu aveai alt exemplu să vezi cum e. Bine că mai spunea, bă, dar mai liniștiți-vă, iar sunteți pe drum, iar nu știu ce. Și zic, da, dar așa este, așa se trăiește acum. Ei, și când a venit perioada aia când ne-a liniștit și ne-a băgat pe toți în casă, bine că s-au întâmplat multe, mulți s-au divorțat și s-au întâmplat multe. Atunci ne-am liniștit într-un fel și am zis, mă, uite că e fain să stai și pe acasă și să mai discuți și să mai vorbești și să mai stai și cu copiii, să mai vezi cum e viața. Și după aia, mutându-ne aici la țară, deci avem acum 2 ani, de o casă care o cumpărasem noi acum vreo 10 ani, dar niciodată nu am luat-o cu gândul de a ne fi mutat. Era o chestie așa de weekend, da? Că nu, ce să faci la țară? Stai în pădure? Și primele 6 luni soțul meu mă întreba în fiecare zi, dar ești ok? Dar ți este bine? Dar în fiecare zi, deci zilnic. Și am zis că da, e ok. Că e sigur, nu e noi e razna. Nu, e chiar îmi place să stau singură, să nu văd pe nimeni, deci de la budența aia de a vedea atâția oameni zilnic, să stai singur, să stau singură cu el și cu copiii. Și atunci ne-am resetat într-un fel viața, ne-am reașezat. El a zis că a descoperit cum e să stea cu copiii mai mult de câteva minute seara la masă și de uita la televizor, deci să stea afară și să joace fotbal. Și acum simt că, ok, ne-am așezat în felul ăsta, dar ai avut dreptate, Marian. Cred că avem nevoie de un pic de timp numai noi singuri, deci fără copii. Copiii sunt peste tot. Adică, într-un fel, intri într-o obișnuință. M-ar interesa dacă poți să spui, Simona, când tata reproșează sau cel ne mulțumește pe tatăl tău la soțul tău, când se exprimă, cum se exprimă, dacă poți să reproduci vorbele tatălui legat de soț. Ei nu pot să vorbească, că vorbesc pe limbi diferite, ceea ce e ok. E ok pentru tine. Ea vrea să-l mai educe un pic, să-i spună în ce direcție merge lumea, știi? Uite, îți zic o chestie de la început. Prima dată când l-am adus acasă, i-a pus tata, a venit la 7 dimineața, nici nu și-a băut soțul meu, nu eram căsătoriți atunci, nici nu și-a băut cafea și vine tata cu o sticlă de Coca-Cola de aia răpănoasă, de aia de țară, vine cu țuică și a pus-o pe masă, i-a luat un pahar de ăsta și ăla era curat, dar era arăta cam răpănos, de ala de țară. I-a turnat acolo un pahar de țuică și a turnat și lui să vadă ce face soțul meu. L-au luat, au dat o rog, l-a băut și au pus capacul la sticlă și au plecat. De atunci nu am mai avut experiența asta. Deci ăla cred că a fost un test între bărbați. Nu mă pricep, treaba lor. Dar nu mai spune așa, exact. Nu-i mai spune, arată unde-i lingura, ci tot te ridici să-i dai tu lingura. El nu știe unde-i bucătăria. Sau a întrebat odată dacă e mujdei și a dus usturoi, uite, să-și facă singur. Sau trebuia să-i arăți unde e grădina dacă vrea să mănânce roșii. Asta așa ce mai amintesc. Într-un fel, să se implice mai mult cu copiii, că el când vine în România lucrează. Că ce tot așa lucrează, să mai stea și cu copiii, că el nu se ocupă de copii, că tu trebuie să faci tot, tu trebuie să te îngrijești și de tine, să nu mai stai după el, că baza e la tine, nu-i la el. Ceva de genul De ăsta. ce te duc acolo, Simona? Că trebuie să facem ego-ul ăsta al nostru
fiecare din noi să înțeleagă că toți oamenii din jurul nostru nu vorbesc decât despre noi. Despre noi, despre noi, despre noi și despre ceea ce simțim noi, despre nemulțumirile noastre, să băgăm subtitrarea. Să uităm că ei vorbesc despre ei, ei vorbesc despre noi. Eu știu că ceilalți vorbesc despre noi. Ideea este că toate aceste nemulțumiri eu nu le-am avut niciodată. Deci eu nu vedeam. El îmi spunea, dar el de ce nu face asta? Și eu întreba, dar de ce trebuie să facă asta? Păi da, nu mai fi tu proastă să faci tot. Tu trebuie să faci așa și așa și așa. Deci de-aia mi-a venit aceste amintiri din copilărie în care orice aș fi făcut, tot nu era ok. Deci s-a lipit pe fundamentul acesta al meu de a-i face pe plac. De nemulțumire față de mine. Înțelegi? Și bine că nu s-a lipit foarte mult, dar a afectat oarecum, indirect. Da, Marian, zi tu. Soțul financiar, să zic, permite să țină toată familia în picioare, fără ca tu să mai fie nevoie să muncești? Bun, și tu dorința de a munci, de ce este de fapt? Care este ideea? De ce îți dorești să călătorești așa de mult în loc să stai cu copiii? Păi nu mai călătoresc atât de mult. Sau de ce îți dorești să te duci la muncă, când bărbatul ți asigură tot? Da, dar viața nu este numai de, știi, de stat acasă și de... E mai mult de atâta. Păi Așa nu cred credem că... noi, așa ne-a învățat societatea asta în Eu care nu știu trăim. dacă ce aș putea să fac, stau toată ziua acasă, fac curat toată ziua, știi, la energia pe care noi femeile avem, ajungi și eu cunosc foarte multe cazuri și aici în Germania este foarte, foarte dominant, de fapt, când un cuplu se căsătorește și au copii, de cele mai multe ori, femeile stau acasă și cresc copiii. Și bărbații lucrează, ai avantaje financiare, foarte multe motive. Toți colegii pe care îi știu, hai să nu zic toți, dar mai mult de 50% din bărbați, colegii bărbați pe care îi știu eu, cum au împlinit copiii 16, 17, 18 ani, au divorțat. Sau s-au separat de soție. De ce? Pentru că nu mai au subiecte de discuție. Soția este ocupată cu copiii, cu casa, așa, soțul călătorește în toată lumea, că nu, așa este jobul, și nu mai au subiecte de discuție. Nu mai ai că, nu mai alimentează. Și este foarte pregnantă situația asta, când se produce așa o Pentru că înceapă. noi acum descriem lumea din exterior, dar noi avem cheile iubirii și știm că aplicate nu, dacă sunt aplicate cum trebuie, nu o să ducă niciodată la treaba asta. Acei oameni care ajung în situația asta ajung pentru că ei n-au nicio legătură cu astfel de practici din școala iubirii. Exact. No, ei nu au ajuns la învățăturile astea și tu știi că ca să fii, adică copiii nu spun niciodată că ar vrea să petreacă mai mult timp cu tine, nu ți atrag atenția niciodată, nu simți cumva că nu le oferi suficient timp lor și că stau mereu cu tata. Adică și partea de mamă, eu mi-amintesc că e foarte importantă să simți prezența mamei în relații, inclusiv a tatălui, dar zic chiar că sunt băieți. Știi? Tu nu simți chestia asta? Să zici, măi, poate eu fac un sacrificiu să mă duc la muncă, dar uite, îmi petrec mai mult timp cu ei. Copiii sunt la școală până la 4 sau până la 6 seara. Deci, în toată ziua aia, eu lucrez. Dimineață petrecem timp împreună cât putem și seara la fel. Când și cum. Și weekendurile, normal. Weekendurile sunt numai pentru copii. Dar. Da, tu spuneai de cel mic, dar cel mic îți arată, Simona, îți arată că nu primește ce trebuie, că e atât de, cum spuneai tu, e pe tine, te sufocă, deci el nu are, nu e alimentat. Și clar, dacă cel mic, dacă unul, poate și cel mare, dar poate are altă fire. Dar Da, sunt. dacă nu este alimentat, înseamnă că tatăl nu este alimentat. Noi nici nu ne dăm seama, pentru că suntem atât băgați în modelul ăsta lumii în care trăim și în care
noi pretindem că este bine așa cum este, pentru că nu avem model de comparație. Chiar dacă nu ne simțim bine, noi nu avem cu ce să comparăm. Nu știm unde să căutăm binele ăla care nouă ne lipsește. Și mergem în continuare așa, într-o inerție, până nu mai merge, știi? Până mergem cum ar veni cu roțile alea care s-au le-a sărit șuruburile până ne trezim că a plecat roata la vale. Da? Deci toate reacțiile celor din jur trebuie să ne fie semne de întrebare și oglinzi. E ceva ce nu fac ce trebuie. În primul rând, când bărbatul vine să te îmbrățișeze și l-ai refuzat, acolo trebuie să spui un mare semn de exclamare. Păi Asta tocmai ți arată. Da. asta a fost și motivul pentru care am zis, ok, trebuie să Păi, vorbim. da, stai, păi, vorbim acum. Dar a fost Faptul că. întotdeauna, l-ai respins întotdeauna sau când a apărut? În ce perioadă a apărut A apărut respingerea? acum, imediat după vacanță. Nu a fost întotdeauna, nu. De asta zic că știu cum, că o să mă analizez și eu singură, deci știu cum Nu eram. putem, uite, să-ți mai spun și un lucru. Simona, nu putem să ne analizăm singuri. Și eu am avut impresia că pot să mă analizez singură. Nu pot. Avem nevoie de oglinzi. Uite, ca de exemplu cum zici tu că asculți binarii și ți se ridică oglinzi. Aha. Deci noi avem întotdeauna nevoie de oglinzi pentru că nu ne putem analiza singuri. E foarte greu să ne analizăm. Sau poate vedem, dar nu putem fi obiectivi cu noi. Păi Da. nu, ea, nu pot să fiu obiectivă, Simona, dacă, uite, de exemplu, eu ca bărbat detectez niște lucruri care tu nu poți să le detectezi singură. Și degeaba faci tu o analiză pe tine în interior, că n-ai să știi niciodată exact ce este. De asta nici nu găsești răspunsul. Ai zis că am găsit răspunsul. Răspunsul este în altă parte. Trebuie să la mama ta. Cum s-a comportat cu tatăl tău. Acolo te uiți, aia este analiza. Dacă vrei să faci o analiză corectă, te uiți la ea cum a făcut și te uiți tu ce faci în relație cu soțul tău și vezi ce programe ai luat de la ea, care tu le continui acum. Așa te uiți. Și așa ai putea să analizezi mai în detaliu, dar avem nevoie mereu de oglinzi. Cu cât mai multe oglinzi care ne spun, cu atâta. Uite, de exemplu, când ai spus acum că modelul în Germania este așa, înseamnă că ți-e frică de modelul ăla. Adică tu zici că dacă tu faci lucrul ăla, cum fac celelalte femei, ai să ajungi la divorț când ajung ei la 16-17 ani. Tu deja te-ai programat într-un model, într-o credință, care nu este neapărat adevărată, pentru că ei nu sunt la învățături, în primul rând. Știi? Deci tu ai luat un model de societate în care lumea merge oricum pe opus, crezând că și tu ai să ajungi în acea situație, cu toate că tu ai ieși la școala iubirii, ești pe altă învățătură, ești pe altă frecvență. Înțelegi lucruri din altă dinamică. Nu cred că este o credință, Marian, cred că este o observație. E observație, dar e observație cu atâta puterii. Adică tu dacă ai fi să rămâi acasă, nu este obligatoriu că la 16-17 ani o să intri într-un divorț, înțelegi? Dar faptul că vezi atâția în jur care trec prin situația asta, tu o iei ca un model de referință, știi? Nu este numai observare. E o observare în spate cu o frică că să nu ajungi și tu acolo. Nu știu, Marian, dar eu personal nu văd că statul femeii acasă este un model ideal. Ok, care se aplică la toată lumea și ăsta e modelul care. Eu, în momentul de față, nu văd că ar fi modelul ideal. Eu cred că modelul ideal se aplică la fiecare caz în parte, este altfel. Acum nu-l văd. Poate că mâine o să-ți vin și o să zic, uite, m-am gândit și într-adevăr ai dreptate, da. Acum, în momentul de față, unde am ajuns, eu încă nu sunt convinsă că statul acasă pentru o femeie este ceea ce trebuie să visăm noi ca și femei. Uite, nevoia, ai văzut, nevoia ta de a primi aprobare din partea tatălui s-a dus pe invers și nu prea ai nevoie de aprobări din partea soțului.
Eu așa am observat din ce ai povestit. Când Și eu te ceea ce întreba ar fi trebuit și transmutat acolo, să te duci pe deci nevoia ta, care de-aia ai o nevoie constantă de aprobare din partea ta, că dacă tu transmuți asta la soț, nevoia de la tată va dispărea. Nu va exact. mai fi important. Da, nu, așa ai dreptate, Iuliana, pentru că eu fiind fixată atât de mult pe aprobarea tatălui, într-adevăr, nu aveam nevoie de aprobarea soțului pentru nimic. Știi? Jucam rolul care mi l-am creat eu în cap, da? Da, Deci asta da. așa este. Acum când am conștientizat, ok, care este sursa pentru din cauza, motivul pentru care anumite atitudini, acum s-au schimbat lucrurile. Plus că, Mai... uite, dacă vorbeam de băiat, deci e clar, acolo o pierdere de energie. Și când copiii sunt și furioși și au anumite manifestări, nu numai că sunt mămoși sau sunt foarte sufocanți, dar au și manifestări de furie și care nu stă în caracterul unui copil, tot e pierdere de energie, ei nu au energie și trebuie să ne amintim pe unde pierdem noi ca femei energie. Pierdem prin nesupunere, pierdem pe control, pierdem pe faptul că suntem expuse la foarte mulți bărbați. Lucrăm în domeniu, eu am lucrat într-un domeniu asemănător ție. Și știu ce înseamnă să ai bărbați în jurul tău, atunci nu realizam, acum fac niște conexiuni. Armata e plină de bărbați. Deci, trebuie să înțelegem clar în viața noastră care sunt punctele pe unde noi pierdem foarte, foarte multă energie. De exemplu, nu e numai de stat acasă. O femeie ar putea face lucruri care să fie cu folosul comunității, să se dăruiască, să slujească dacă are timp liber. Poate ar găsi lucruri de făcut, de voluntariat, dar într-adevăr, cum ai spus tu, toate astea trebuie să vină din tine și la analiza ta și la simțirea ta. Nu poți să le faci așa că, așa se zice pe școala iubirii. Nu. Că dai dintr-o nefericire într-alta. Și mai este o chestie, dacă tu ești focalizată cu atenția pe tată, tu furi energia de la bărbatul tău, inconștient, fără să-ți dai seama și de la copii. Pentru că tu nu ești prezent în relație, tu ești cu mintea în altă relație, ești în altă zonă. Și bărbatul simte chestia aia și atunci își dă seama că tu cauți validare la un alt bărbat, chiar că este tatăl tău. El o să-și dea seama că el nu mai este primordial și atunci el intră pe locul 2 și tu ești pe locul 1 și atunci tu te masculinizezi fără să-ți dai seama. Intri masculin și atunci de asta și un job tip armată, n-ai putea să scăpi de el pentru că el îți dă un fel de putere în interior falsă a egoului. Se mândrește că, adică îi dă o autoritate. Tu trebuie să scapi de genul ăsta de muncă. Tu n-ai nevoie de autoritate. Tu autoritatea trebuie să dai bărbatului. Adică să cauți un job care este mai feminin, care este mai în slujire, mai în, nu neapărat să iei tu vreo decizie în jobul ăla. Adică să ai un șef mereu și să fii mereu, cum zice Marius, să fii scăzut, să ai mereu, să-ți limiteze ego-ul, să nu se ducă în poziții din astea, știi? Adică în direcția asta văd. Pentru că bărbatul simte chestia aia, energetic. El se simte când vorbești cu tata fără să-i spui că vorbești, că ai vorbit cu el la telefon. El simte prin atitudinea ta. Faptul cum te uiți la el, cum te raportezi la el când vine acasă, cât timp vă petreceți împreună. Lucrurile astea, el le simte, le sintetizează imediat și le vede, le detectează. Și de multe ori nu ți le spune. Zici că sunt ocupat cu copilul, sunt cu băieții, facem antrenament, nu știu ce, ne jucăm, dar de fapt își dă seama că nu are suficientă atenție din partea ta. Atenția ta e focalizată în altă parte. Și de asta când vine să te îmbrățișezi, sare în sus și te sperii cum va veni. Păi, de acolo este. Deci cum să te... Deci tu îți dai seama, vine Dumnezeu să te îmbrățișeze și ți-e frică să le îmbrațe pe Dumnezeu. Chestia asta trebuie să-ți pună un mare semn de întrebare. Să zici, măi, cum să reacționezi eu așa la el când eu îl iubesc? Dacă îl iubești cu adevărat. Adică dacă tu în interiorul tău simți iubire. Pentru că de obicei când se întâmplă chestia asta, femeia este foarte rece în interior. Îi se pare că iubește.
Dar nu iubește cu adevărat. Adică este rece cu ea, în primul rând. De asta, dorința asta să faci lucrurile mai bine, să le iei, asta e probabil și jobul în care ești. Te obligă să-ți cauți mereu target-uri și să-ți cauți ținte din astea, știi? Nu știu în ce domeniu ești și nu contează asta, dar important este să-ți cauți un job în care tu să nu-ți faci foarte multe proiecte. Să nu-ți proiectezi așa de mult. Că după aia, chestia aia, tu o proiectezi și pe soț. Știi? Și de asta devine el așa de analitic. De acolo este. Analitic e analiza ta care o faci la muncă sau ce, unde, în domeniul în care ești, tu analizezi foarte mult și el începe să-ți arate, uite că sunt analitic. De fapt, îți arată ca oglindă cum ești tu, știi? Da, e Fără mai mult să... de scriere, Marian. Dacă Da. înainte era într-adevăr analitic și era asertiv, acum e de slujire și e foarte fain. Chiar dacă sunt e industrie masculină, primordială, este de slujire. Da, tu știi mai bine, Simona, nu știu, eu spun ce observ. Asta și în primul rând cu tata, tu de ce ți legătura cu tata așa de mult? Adică, de ce cauți validarea de la el? Adică, voi vorbiți... Mai uite, asta e o chestie interesantă, că vorbim destul de rar și am uitat asta. Tu crezi că e o chestie care e conștientă, care, eu fac asta? Nu. Știu, îmi amintesc pe la 20, hai să zic, pe la început, pe la 30 de ani, da, îmi amintesc, clar, dar după am uitat. Am intrat în jocul ăsta al carierei, al leadership-ului, al feminismului. Am uitat care a fost, care era trigger-ul, știi, la motivația din spate. Deci, efectiv, am uitat. Deci, eu când aveam 30 de ani, când m-am căsătorit cu soțul meu, când am decis că nu o să iau numele lui, a fost pentru tata, ca să fie el fericit că noi duce cineva numele mai departe. Și soțul meu a zis, dacă vrei, iau și eu numele lui taică-tu. Și am zis, Păi ți-a arătat oglinda inversă, cum ar fi trebuit să fii tu. da, asta este. Deci atunci îmi era încă clar, dar acum, 10 ani mai târziu, eu am uitat, deci efectiv am uitat. De aia am avut reacția asta și am vrut să vorbesc imediat cu Marius dacă se poate să fie așa ceva, pentru că, nu știu, mi se părea ciudat. Și am zis, ok, nu poate fi cu soțul, că ne-am avut tot timp. Hai să povestesc ce relație am eu cu soțul. Deci, eu știu dinainte când vine acasă, eu știu ce vrea. Dacă uite, mi-a întâmplat odată că eram în Hamburg, eram într-un magazin în Hamburg și el acolo lucrează, are birou. Și am zis că dacă mă întorc să mă uit spre intrare, o să intre soțul meu. Și exact în momentul ăla a trecut soțul meu pe acolo. Cu toate că nu am zis că el o să ducă, o să facă. Din numai din simțiri. Știu când vine acasă, știu dacă este în toane bune sau nu. Deci la nivel, cum să zic, la nivel de energie ne simțim foarte bine. Înțelegi? De-aia am zis, de-aia mi s-a părut foarte ciudată reacția mea așa de, că nu se vede fizic, da? Dar eu am simțit-o în mine și am zis, ok, dacă este ceva, înseamnă că este ceva și trebuie scos înainte să iasă carcalacul mare, știi, să facă tot mai balaurul. Și a trebuit să reflectez și am ajuns la concluzia asta, că stai puțin, că tu ai uitat de ce ai făcut, de ce ai sacrificat totul și te-ai dus spre leadership și New Age și toate rahaturile alea și toate dorințele tale erau legate de acea dorință din trecut. Dacă după aia e legată și de faptul că nu i-a acordat tatălui atenția cuvenită,
că de acolo a pornit și după aia a pornit după aia așa și a sărit și în stânga, a sărit și că le-a luat pe toate, pe ambele părți, deci nu mai cu tata, a luat și pe mama, a luat și pe bunica, a luat și pe sora, a luat și pe ăla. Am ajuns la concluzia că și fiul meu cel mic, care este extraordinar de posesiv și nu-l acceptă pe fratele lui mai mare, eu mi-am dat seama că și eu, ca și copil, nu acceptam pe sora mea mai mică, deci el este, de fapt, copia mea de când eram mică. Foarte impunătoare să fiu eu, să am eu, să fie al meu, totul pentru mine. Cum eu n-am acceptat-o pe sora mea mai mică, nici el nu-l acceptă pe fratele lui mai mare. Deci, într-un fel, este... Am dat seama că da, el este imaginea mea de când eram eu copil. Imaginea, dacă el se manifestă, aia există încă. Păi da. Programul nu-i dizolvat. Și am Da. observat încă un carcalac mare care văd că e foarte, foarte important pentru tine, transmis pe linie de familie, așa, e atașamentul de bunul simbolic, adică de imagine, de cine ești tu. De asta și când ai răspuns la faptul că, deci tu nu te vezi, ce ai putea să fii tu fără un serviciu? Ce să faci tu? Tu ești nimeni, tu te identifici, tu ești cineva în societate. Tu ai spus când se întâlnesc cu ambasador, deci tu trebuie să fii cineva acolo. Tu nu poți să fii the housekeeper sau the wife, nu știu, Da. fără niciun titlu. Da, știu, știu. Da. Deci aici e o mare, mare, mare pierdere de energie. Atașamentul ăsta, deci este o mare pierdere de energie. Care se reflectă la soț și la copii. Da. Pierderea asta de energie tu le oferi lor inconștientă, fără să dai seama că tu le mănânci din energie. Protecția, exact asta, să-ți păstrezi standardul ăsta sus, știi? Să ai cumva Da. mereu imaginea asta impecabilă. Asta e cea mai mare fals. Este ego, cum să zic, e o frică de a pierde poziția socială, știi? De asta te-am și întrebat, poți să renunți la poziția imediat? Nu, ai zis că nu se poate așa ceva, nu există femeia care... Dar de ce să nu Dacă există? nu-l Adică, vezi, că așa. da, de ce n-ar fi și o femeie care să stea cu copiii mai mult, să stea cu soțul mai mult, să facă altceva, să-și ia un alt job, să găsești o altă muncă, știi? Ca să nu-ți protejezi un profil anumit, să nu stai pe anumite ideologie, pe o anumită, cum a zis și Iuliana, foarte bine a detectat, da. Deci acolo pierzi foarte multă energie. O Că să, tu... când, scuze, dar când ai să vezi materialul, ai să vezi că a avut și reacția fizică Pe când a corp, pe spus că nu corp. poate să renunțe. Deci ai fost așa. E, stai puțin, că, până aici. Da. Da, sigur mai sunt carcalaci, știi, dar eu mă bucur că a ieșit ăsta. În Acum... special, în special că soțul are bani să vă țină pe toți. În special în situația aia. Acolo trebuie și în special că te-a întrebat, nu vrei să stai acasă? Ai spus-o mai devreme. Te-a întrebat Dumnezeu. Te-a atenționat în trecut. Poate ți-a mai repetat-o. Faptul că el stă mereu în exterior cu copiii este un mare semn de exclamare pentru tine, chiar că sunt băieți. Voi ar trebui să fiți împreună, chiar că sunt băieți. Poate să fii mama cu tata și cu băieții. A, că el iese câteodată cu ei și că asta, dar puteți să fiți cu toți împreună. Adică în weekend sunteți cu toții împreună? Da, în weekend suntem cu toții. Ok. Pentru că sunt meciuri, ne mai ducem în alte localități. Uneori fac și o slujire acolo, vindem prăjituri cu clubul de fotbal. Deci sunt activități care le facem într-adevăr în familie. Nu sunt, dar la antrenamente așa se duce el în principal, pentru că el face și un sport. Și profită de ocazie, când trebuie să ducă copiii, se duce și el, face jogging 10 km. Eu nu prea sunt sportivă așa de... Asta e o chestie care poate ar trebui, dar deocamdată mai vedem. Da. Și el ce-ți mai cere să faci? Ce-ți mai spune așa? Ce-ți mai... Bărbatul mereu vorbește. Ce nu-i convine la ce faci tu?
E ok că muncești așa de mult, este ok cu tot ce faci, nu spune absolut nimic, nu-ți reproșează nimic. Asta e chestia, că niciodată nu a zis nimic. Și chiar când eram în München și munceam atât de mult și eram într-adevăr nefericită, știi? Poate că atunci, dacă ar fi să am vreo acuză, este că ar fi trebuit să-mi spună, băi, oprește, ajunge. Dar nu a fost să fie și a trebuit să învăț singură să mă Uite, opresc. vezi că în tine există instinctul ăsta, pentru că, uite, undeva în tine, adânc acolo, îngropat, sub alte modele venite de la familie, în tine există dorința asta de a te opri, că ai mai spus și de business. Aș fi vrut să nu mă susțin atât de tare. Deci este în tine acolo, instinctul tău e corect. Îți dai seama că nu asta e calea. Dar peste toate e foarte puternic programul ăsta de a fi cineva care ți l-au dat ai tăi, de a avea un statut. Deci tu nu reușești să te vezi tu ca fiind cineva fără statutul ăsta. Tu ai zice că e zero, dar zero din punct de vedere a egoului, nu a ființei divine, care e ok cu... De ce mai sus când ești nimeni? Pentru că atunci nu te mai identifici cu un ego așa de ușor. Pe altă parte, te înțeleg că ești o femeie foarte deșteaptă și te înțeleg că te întreb și eu ce fac acum cu toată mintea asta mea care începe și are nevoie să facă ceva, să muncească, să... De aceea ar trebui tot așa, adică shift-ul când să se facă, să știi exact pe ce direcție te duci, ca mintea să o poți controla, să o ții acolo. Într-adevăr, ea se vede că nu e genul de femeie care chiar să stea acasă și să tricoteze. Ea trebuie... I-am zis că oricum eu am avut o problemă și cu locul unde lucrez din cauza tipului industriei, mai ales după ce s-au născut copiii și am avut o încă o și mai mare învinovățire și acuzație și o frică de-a mea de a pleca, deci o confuzie din asta totală, ca după aia acum să-mi accept, știi, că am fost într-o neacceptare continuă și acum să accept. Și am zis că ok, dacă e să stau aici și să fac, o să fac ce o să mi se spună să fac, dacă o să mi se ofere în altă parte sau dacă soțul să zic că să-mi spună hai și vino și lucrează cu mine aici că am nevoie să mă ajuți în business-ul meu, o să iau, o să fac ascultare, așa să spun. Da. Încă te mai judeci, te mai critici? Deci, Marian, după ce am avut conștientizarea asta luni după masă, că de unde mi se trage și tot tricotul ăsta care l-am desfăcut și după ce mi-au trecut toate durerile de stomac, de cap, de plămâni, de mă durea și degetele de la picioare, deci efectiv A fost ca o curățare. da, păi a fost, nu știu, 2 zile a durat, am zis că nu aveam de ce să fie rău. Am zis ok, oboseală, oboseală, dar cât oboseală, știi? Simt că parcă s-a dat un reshuffle, știi, s-au mai aranjat cărțile, înțelegi? Și acum sunt curioasă să văd în ce direcție s-au așezat cărțile și o să vedem ce carcalaci ori mai ieși, pe unde se mai desfundă un canal. Păi să știi că e foarte posibil să iasă. Eu cred că de-abia acum s-a deschis cutia Pandorei și încep să iasă. Eu când am intrat în școală, a fost în ianuarie, când am făcut primele webinarii cu Mare, și am vorbit mai mult despre feminism și de New Age și Da. de zona respectivă. Nu că nu aș fi vrut să vorbesc de altceva, dar nu vedeam legăturile, știi? Vedeam așa informații. Ei, și acum, deci abia după vreo 9 luni de zile, s-au
format legăturile și s-a făcut o... Am prins un fir și am putut să trag și a căzut Și un când ai tremur. scos de firul ăla, ouăle, ce e acolo? Da, Dita mai. Da. eu am făcut webinarul cu Marius atunci și cu Costel și cu Florentina să-mi spun într-un fel, băi, dați-mi, e ceva acolo, ajutați-mă să apuc un fir. Ei, și firul care l-a apucat a fost ăla cu atenția. Știi, și am zis, băi, stai puțin, că nu-i chiar așa, că eu totuși acordam atenție soțul meu și a trebuit să stau și să... Știi, când lucrezi, îți mai vine câte o idee și zic, a, stai o leacă, că eu am uitat de chestia asta. Și așa se desprinde toată încrengătura. Și cea mai mare, deci conștientizarea mea a fost faptul ăsta, că nu avem noi să ne legăm, să ne facem idealuri și idoli din lumea aceasta, indiferent cine este. Suntem aici numai să-i servim pe ceilalți, atât. Iar toată această suferință pe care noi o simțim și spunem că-s drame, că-s traume, că ce-or fi, sunt pentru că noi tânjim după atenție, după dorințe, ne-am creat dorințe și idei și vise și stăm agățați de ele și Dumnezeu vine și ne mai dă peste mânuțe. Dar știi de ce tânjim? Pentru că nu dăruim. Exact. Da. Că nu am înțeles că, de fapt, noi suntem aici ca să dăm. Să dăm, nu să primim. Să primim, da. Când primim, să primim cu bucurie. Să nu primim cu răceală sau cu... într-un Hai fel să... de... Și acum vine întrebarea. De câte ori îmbrățișez pe soțul tău? A, eu nu mă îmbrățișez, eu mă îmbrățișează. Vezi, e a treia femeie, Iuliana, nu? Săptămâna asta? Patra, cred A patra? că e. Cred că trebuie să facem un curs de îmbrățișări. Curs de îmbrățișări, tăticule, acolo este Hai groasă. să vă zic faze și mai tare. Hai să vă zic faze și mai tare. Florentina și-a găsit job, voluntariat, la o bătrână. Știți care e jobul care trebuie să-l facă cu bătrâna asta? Să o îmbrățișeze. Eu zic să iei și tu un part-time acolo. Duceți-vă împreună, învățați. Păi nu, că Florentina e cineva care face foarte mult să-i îmbrațe, să drăgănească, să... așa? Și a zis, ia uite ce job frumos am primit, mi-a dat o bătrânică să o strângă în brațe tot timpul. Și chiar venise după... Da, nu, eu... Ba da, le iau în brațe pe soțul meu, dar numai când doarme, ca să nu vadă. Ca să nu-i se urce Interesant. la... Să nu se uite. Interesant. Deci ai și programul ăsta? Da, probabil, uite, vezi. Și când te simți, fugi, nu? Când te simți că îl îmbrățișezi, fugi, ca să nu-și dea seama. Da, zic, vezi că sporăiai. Sfărăi, da. Dar știi de ce, Simona? De ce? Uite, ți-e frică de să fii vulnerabilă. Probabil. Că atunci femeia, când își arată iubirea, își arată căldura și ea se simte vulnerabilă, că eu mă doresc cu totul, da? Mă doresc. Ia, fă tu acum tu ce vrei tu, că eu asta simt. Nu pot mai mult și asta simt. Și ea e vulnerabilă și a lăsat jos toate armele, toate platoșele. Și da, asta ți se Da, întâmplă. asta vine de la mesajele că nu trebuie să spui tu tot ce ai tu pe suflet, mai ține și tu pentru tine, că nu trebuie să te vulnerabilizezi atât, că las că e mai bine, ești mai sigur așa, că altfel dacă știu toți ce e așa, o să-ți facă rău și o să profite și da. Știu de unde vine, deci nu Da. e... Și tocmai asta trebuie să facă tot, să profite, că atunci ego-ul este scăzut. Când Asta e nu mai de la profite, mămica. da. Asta vine de la mama. De acolo îți vine. Că tu când ai spus că tata nu știu ce îți spunea să nu faci lucrurile, să nu pivotezi în jurul bărbatului, de fapt, ea nu făcea lucrul ăsta cu tatăl tău. Ea îi Da. spunea, vezi că poți să El faci n-a lucrul ăla. primit, El da. n-a primit și atunci el ca oglindă îți arată cum se comporta mama ta cu el. Da, Deci, e... nu e de la tatăl tău, este de la ea, e de la mamă. E mesajul care a trecut la el. Știi că în familie Da. se face o
amestecătură, că nu mai știi de la unde. Și vii și dau mai departe același mesaj. Da, sigur, sigur. Ei, și așa mi l-a lampă Dumnezeu ăsta mic, care toată ziua vrea să fie îmbrățișat și ăsta e ca o ventuză. Deci, e și corpul cum e făcut. Ăsta mare, mai ales ca mine, e mai scheletos așa și are pielea fină și uscată. Ăsta mic e ca o caracatiță din aia când s-a pus de s-a lipit de pe toate părțile. Nu mai scap. Și da, deci ăsta când vine să fie drăgănit, n-ai treabă. Și în plus de asta, tot îl trimiteam, ea mai lasă-mă atâta, numai că ne-am drăgănit, dacă îl trimite și aduce și purcei. Și am câte 7 purcei în pat. Și asta nu ajunge când pleacă la școală, mi dă în brațe să ai grijă de ei până vin eu acasă. Subtitrarea, Simona. Deci el simte nevoia să ai grijă de el. Da, e asta de scoasă. Păi asta este și Da. scopul lor, să scoată iubirea din noi, să o scoată, să o arătăm, știi, nu numai să o... Hai să vezi că dacă începi să practici, să te duci tu spre el, să-l îmbrățișezi, să-l giugiulești, să, mă rog, ce știi tu că îi place lui și să vezi că el o să înceapă să o rărească. Adică cumva se umple. Dar asta trebuie să o faci și cu soțul, în primul rând cu soțul. Că dacă tu te duci numai spre băiat și pe el nu-l umpli, e ca și când ai soacul găurit, știi? Da. Nu, așa este, așa este. Am început Știi ce? deja. Stai puțin. Știți ce nu înțelegeți voi ca femei care nu îmbrățișați bărbații și copiii? Că voi nu o să simțiți niciodată iubirea lui Dumnezeu dacă nu o faceți. Nu, pentru că vă este frică de iubirea pe care voi o conțineți. Marius, dar îmbrățișăm copiii, dar știi tu, cu porți. Marian. Da. Nu așa mult, să nu le crească coarne. Nu știi cum. Dar nu le crește nicio coarnă, pentru că și tu când erai copil îți doreai să fii îmbrățișat. Tu îți doreai să fii îmbrățișat numai 5 minute? Ia amintește-ți când erai copil. Dar Păi toată uite, ce 5 asta e minute. tot, ăsta e tot un program nebun că le crește coarne. Ei, dacă vreodată vor avea coarne, au datorită că ne reflectă interiorul nostru. Deci Asta nu așa. există, nu există că eu i-am iubit și ei au crescut coarne din cauza asta. Nu există așa ceva. E o teorie care noi trebuie să o inversăm. Ca tot ce învățăm noi de la Marius, trebuie, ai văzut, cineva să inversăm tot ce știm noi, ce avem în cap. Deci ei dacă au coarne, e pentru că noi nu le dăm energia, ei trebuie să ne pună să scoatem energie ca să-i încărcăm pe toți ai casei. Nu că le-am dat noi coarne, că i-am iubit și i-am giugiulit și ne-am jucat cu ei și ne-am dat în mintea lor și că m-am tăvălit cu ei și cu porcii lui și cu ce au ei. Nu! E pentru că nu sunt încărcați. Da, și nu e. Iubirea este infinită. Tu poți să dai oricâtă iubire, cât o conții deja. Nu o dai pe bucăți, eu dai pe părți. Stai că i-am dat suficient, acum pleacă de aici, că atunci Da. simte respingere și atunci e obligat să-ți vină și cu purcei, după aia o să-ți vină cu toată hergheria să-ți o pun în brațe. Înțelegi? Deci nu este... Pentru că divinul după aia trebuie să te atenționeze, știi? Trebuie să te lași, să te lași să iubești. Îmi dau Învață seama de să... Da, românesc. învață să faci asta. Dacă nu mai alin, dacă vezi că-i alin și le crește coarne, lasă-i mai așa. Cunoașteți, nu? Că doar fundale cam același. Toate că eu i-am alintat mult mai mult decât am primit eu, dar știu că tata, de fapt, se juca cu mine și cu sora mea tot timpul. Deci ne jucam împreună, săream unii pe alții și venea mama și spune, ia mai lăsați cu, ai dat în minte, da, asta spunea, ai dat în mintea copiilor, ce e asta aici? Da, uite, că uite asta în asta. Că și soțul meu face ca îi face, joacă Uite, clou. bărbatul să știi că încearcă să încarce copiii, dar va încărca doar cu 20%, le dă doar cât să poată să supraviețuiască. E nevoie să vină femeia cu aia 80%. Uite, de asta acum tu poți să faci o corelație. Tata era cum era, dar pentru că mama nu era caldă, nu era dedicată, nu era... Și frâna acest Da, avânt. și frâna, exact. Da, tu asta ai moștenit și acum tu trebuie să inversezi totul și să înțelegi că și tu trebuie să te dai minte. Hai, într-adevăr, băieții au nevoie de timp cu tatăl. Poate nu e
locul tău la fotbal cu toți tăticii acolo sau nu știu ce. Dar activitățile care le puteți face împreună sau să vă tăvăliți pe jos sau ce. Uite, când cel mic o să lase porcul din mână, tu să știi că el deja e încărcat. Încărcat. Da. Da. Nu că, uite, îți dai seama că lucrurile astea noi le asimilăm fără să ne dăm seama. Știi că nu Fără. am Da. facem lucruri cu da, că așa am văzut și așa o să fac și așa. Nu, sunt chestii care se asimilează într-un fel, intră în Vin câmpul. pe traseu, vin pe Da, parcurs. E da, ca un da, da. traseu care se așează fiecare, cum ai zis, că s-au așezat și la tine niște s-au nivelat niște realizări, niște conștientizări și așa, vin în fiecare zi, de fapt. Dar pentru femeie este foarte ego, pentru egoul femeii e foarte important să înțeleagă de unde îi vin toate chestiile astea. Că, de exemplu, am văzut că în binarul cu tine, Florentina a încercat să-i explice lui Costel. Stai că ea are nevoie să înțeleagă și, într-adevăr, noi avem nevoie să înțelegem. Că atunci când înțelegem, parcă se și pornește procesul invers mai repede. Eu cred dacă nu am înțeles, este ca și cum ai învăța o lecție pe de rost. Da, papa galicește, cum zicea noi la școală. Și de ce eu zic că am trecut peste programul ăsta de atenție, e pentru că am conștientizat pe un fundal emoțional că, de fapt, noi nu suntem aici să cerșim iubirea sau să cerșim iubirea cuiva, noi suntem aici ca să o acordăm. Și l-am simțit. Deci, când am conștientizat lucrul acesta, parcă totul s-a luminat. Acum, chiar când citesc cărțile lui Marius, înțeleg altfel. E parcă mi-a intrat la nivel celular, știi, la La înainte acest la nivel, da. nivel mental, ok, făceam corelații de A și B și C, deci înțelegeam. E acum, descoperind acest program, cu toată încărcătura emoțională, ei, s-a lipit această, că doar asta spune Marius tot timpul, că lumea asta nu este pentru să-ți cauți fericirea în ea, noi trebuie să o depășim, noi suntem aici să-i servim pe ceilalți, toată lumea știe asta, deci nu am descoperit ceva nou. Ei, dar conștientizarea în momentul ăsta de emoțional se lipește altfel, nu știu, este ca un strop de ăla de acțiuni pe grăsime. Știi? Și s-a dus tot. Da. Da, Tu îl uite, simți acum. Ai intrat în simțire. eu recomand ce recomand la toată lumea. Uite, dacă asculți un binar care ție îți face click, în special astea în care Marius vorbește și explică lucruri și îți fac așa, ai unul care ți-a făcut click după click, îl iei și îl transcrii. De mână îl transcrii pe un caiet, deci știi cum intră la un nivel mai adânc decât îl simți acum. Toate explicațiile alea, când tu scrii acolo și se rescrie programul într-un fel. Trebuie să ai corelație ceva din ceva ce ai trăit în viața ta. Clar. Dar Da, noi conținem toate programele. știu, să-ți aduci aminte. Știi că când mai sunt webinarii, oamenii de ce fac click? Pentru că își aduc aminte de o chestie și ia, uite, e similar cu ce am trăit eu. Da. Deci numai așa se desfundă canalele astea. Da. Da, amintirile oricum vin automat de la Divin să-ți arate pozițiile unde au fost respectivele personaje sau când ai fost într-o anumită poziție, ca să vezi, de fapt, să corelezi cu lucrul care, la care ai ajuns, la înțelegerea la care ai ajuns, ca să faci să identifici situația. Uite, de exemplu, când ai zis că tata, te-ai uitat greșit, trebuie să te uiți la mama ce făcea. Știi? Ego-ul era furat că de bărbat, de asta tu nu i-ai dat nici atenție bărbatului. De fapt, la femeie trebuie să te uiți, că ea trebuie să facă primul pas, ea trebuie să facă să îmbrățișeze, ea trebuie să fie de jos în sus spre bărbat, ea trebuie să nu-l conducă, să nu-l controleze. Știi? Și cumva tu ai vrut să-i faci așteptările mamei, de fapt, nu ia tatălui, de asta zic, te-ai uitat în direcția greșită. Da. Prin tata a venit mesajul, el e mesagerul, dar mama a avut așteptările de la el.
Mama nu l-a iubit, mama nu l-a îmbrățișat, mama n-a făcut lucrurile alea, ca tu să nu li repeți. Da, dar știi de ce, Marian? E o cauză pe care deci intră în cheile iubirii și e de bază. Unu, e slujirea, lipsește slujirea în afara interesului propriu Da. și mult material. Și Foarte mult materialul ne material. fură, ne Da, fură, și ne ia ăla mințile. nu poți să vezi. Cât va exista material peste nevoia noastră, nu vom Da. putea să vedem, vom înțelege, dar nu vom putea să aplicăm. Da. E clar. Plăcerile, cât de câte ori există, sau cu ce frecvență există, ieșirile la restaurant, na, tot ce intră în Da, plăceri. că le-a sunt scurgeri de energie. Da. Să pierde energie pe toate lucrurile astea. Și îți dai seama câtă scurgere de energie să te prefaci la masă, să fii într-un mod cum alții vor să fii. Acolo mi se pare cea mai mare scurgere de energie în societate. Când tu ești la un restaurant cu alții și iau un anumit profil și tu trebuie să fii pe placul tuturor. Deci Da. tu te forțezi să fii într-o poziție din aia, pentru că mă regăsesc și eu în ce spune Simona. Să nu crezi, Simona, că nu am trecut și noi prin situațiile alea. Și când trebuie să mă prefac să fiu altcineva decât sunt în interior. Aia este e o scurgere imensă de energie. Și făcând asta repetat, bărbatul este devitalizat și copiii la fel. Știi? Și atunci îți apar reacții de la tată, îți apar de peste tot reacții din jur. Și trebuie să te uiți, măi, ce fac eu exact? Păi uite, asta fac. Ies la restaurant Da, cu oamenii ăștia, se trebuie cumva pun să... regulile pe primul plan. Asta e de tot ce Da, vorbim noi și... acum. Se pun regulile pe primul plan. Adică tu n-ai putea să apari în societate sau în cercul în care te învârți îmbrăcat altfel decât spune eticheta, Asta. să te comporți altfel decât spune eticheta, să vorbești altceva, să râzi cum îți vine. Sau, știi, nu se cade. Regula pe primul plan și asta în Biblie. Pentru asta Dumnezeu ne bagă în ce ne bagă. Da. Păi vedem și la anunți, nu? Că toți sunt în... Uite, au Uite, i-a venit adus prietenii Simonei. vizitatorii. Da. Ei trebuie să Da. facă test, nu m-au informat. Asta e TEPSQ. Nu-i cunosc. Eu n-am ajuns la nivelul ăsta, sunt la nivel mai jos. Nu. La mă tepschimoie, i-a pusă la mare nume. Noi Da. suntem la Mașa, nu știu dacă o știe pe Mașa. Așa, da, așa știu. Deci, da, Da. fii și Da. no, ne pregătim să facem teme, să adunăm Da. puternici. Ne M-am pregătim și noi simțit. de închidere, da. Oricum și nouă ni se apropie programul la care trebuie să facem slujire cu toții. Să mai facem, Simona, că e interesant. Iese O multe lăsăm programe pentru să mai sedimenteze. sedimenteze toată informația și vedem ce mai iese. Da, no, de obicei iese că nu te aștepți, știi? Iese într-o discuție cu cineva sau iese când auzi ceva. Da. 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 Bine, dragilor, ne retragem aici. Îți mulțumesc frumos, Simona, că ai fost vulnerabil alături de noi. Marian, ție ce să-ți mai mulțumesc, că știi că suntem cu toatele Și eu recunoscătoare. vă mulțumesc și vouă foarte mult, învăț foarte mult în fiecare zi de la voi, sincer. Și mă bucur că aveți dăruirea asta și vulnerabilizarea, pentru că nu este ușor să fii binar, să-ți arăți toate dedesubturile. Adică să fim serioși, în special când ai anumite poziții, anumite roluri în societate, nu-ți vine să... Dar facem cât putem, ne vulnerabilizăm cât putem în fiecare moment. Da. Da. E un proces. E un Da, proces. e un Și proces. acceptăm fiecare etapă. Da. Nu? Și nici nu trebuie grăbit etapele astea. Lasă-le și să ne bucurăm de fiecare conștientizare care Oricum, vine. el face ce vrea, când vrea, cât vrea. Noi Nu-i doar de, ne nu, imaginăm nu, lucruri. nu, nu-i de capul nostru. Și ne dă exact cât putem să ducem. Exact. Da. Da. Și mai e o chestie, că ne ia în grup. Păi nu știu, ne ia parcă la o spălătorie, de asta ne bagă la pachet, hai mai treceți Da. printr-o.
Cred că Da, o da, să... da. Păi ai văzut că la mașina de spălat nu poți să bagi numai o cămașă, trebuie să bagi mai multe, să umpli lodul. Exact, că și voi ați văzut că ultimele webinarii sunt, parcă sunt la fel, Pe despre aceeași aceeași temă, tematică. pe aceeași Aceeași temă. temă, pe Da. aceeași programe. Și noi, da, ne Nu mirăm. erau înainte, erau pe alte teme, că Da, și da. mai mult chestii mai puternice. Acum venim noi, vedeți că ne doare capul, ne mângâie bărbatul și ne doare capul. Deci, pentru mine ca bărbat e de necrezut. Dar am văzut-o și eu live, știu care e sentimentul și îți spun și ca din perspectiva bărbatului ce simte. Știi? De asta zic că trebuie să înțelegi ce simte bărbatul când face gestul ăla și tu refuzi, ca tu să înțelegi gravitatea situației. Păi, Marian, m-am gândit că trebuie să nu fie chiar ok. De asta am și zis că trebuie să vedem ce e acolo. Că dacă mi-ar fi ceva, ei, lasă că n-are nimic, nu păsește nimic, nu aș fi discutat. Știi, dar vine, bineînțeles, gândul, păi, dacă se simte cum nu trebuie. Se Da. simte neglijată, îți spun eu cum se simte. Se simte neglijată, nebăgată în seamă. De asta se face lucrurile. Adică neiubit. Neiubit, da. Neînțeles. Deci sunt mai multe chestii. Și de multe ori bărbatul nu le zice, că nu vrea să... Știi de ce nu le zice? Că intră într-un argument cu tine. Tu ai să argumentezi că nu, că tu cumva nu... Adică ai să găsești tu ceva să-i spui, să-i întorci chestia, știi? Și atunci bărbatul se lasă și nu mai vorbește. Și nu mai comunică. Nu că n-ar vrea să-ți comunice ce simte. Asta e problema de la software pe care aveți. Că nu este că bărbatul n-ar vrea să vă comunice ce simte exact. Este că nu-l ascultați chiar că vă zice. Și o să veniți cu un contraargument. Adică Marian, nu sunt... Da, sunteți blocate. e și dificil să explici ce simte cuiva care nu simte, știi? Să ce simți cuiva care nu simte și ce să explici, ce să-i descrii acolo. Și bănuiesc că și asta e o chestie care și că, băi, decât să-mi bat capul să explic chestii care eu singur nu pot să mi le explic. Uite, îți dau un exemplu. Tu dacă nu îmbrățișezi pe celălalt, tu ai să refuzi îmbrățișarea care vine. Înțelegi? Deci dacă tu nu faci chestia, tu nu rezonezi cu lucrul ăla și tu automat ai să intri în programul ăsta. Că nu mai contează că de la bunica, de la străbunica. Tu dacă ca acțiune, ca practica ta, tu nu îmbrățișezi, când cineva te îmbrățișează, o să te ia prin surprindere și să zici că nu e necesar. Și de asta îi dai și pe bucăți îmbrățișezi sau când îți mai amintești. Noaptea, Eu de... când doarme. Noaptea pe furiș, înțelegi? Ce vreau să spun? Când tu iubești cu adevărat, când vine cineva să te îmbrățișezi pe tine, abia aștept să-l îmbrățișezi la loc, că știi bucuria pe care poți să o primești la loc. Deci totul e vorba despre tine aici. Toate oglinzile astea sunt pentru noi. Să ne deschidem cât mai mult ca să iubim, ca să simțim iubirea pe care o conținem. Că degeaba auzim în binar, suntem soarele de iubire, dacă noi nu iubim și dacă noi nu îmbrățișăm. Nu venim spre viață, de jos în sus, cum vine Dumnezeu spre noi. Nu avem cum să simțim iubirea aia. De asta îmbrățișări, gesturile astea mici de tandrețe față de bărbat sunt esențiale. Nu că sunt... Lucrurile ar trebui să devină pentru noi o normalitate care suntem pe școala iubirii. Adică măcar lucrurile astea să le facem, să începem să lucrăm cu ele. Că după aia ne uităm pe neam și care-i karma, asta e altă chestie, dar să facem gesturile astea mici și să vedem cum se schimbă realitatea. Bărbatul se schimbă, se transformă. N-ai să-ți mai recunoști bărbatul cât e de atent după aia cu tine sau poate acum este atent că caută atenția de la tine sau caută să te atenționeze. Știi? El îți spune că simte că este iubit? Te-a spus vreodată chestia asta? Îți spune repetat, Simona, știi ceva? Draga mea, eu simt că tu mă iubești din toată ființa ta. Îți spune vorbe de genul ăsta sau nu? Eu nu cred că ei discută, că ea a zis că dacă îl îmbrățișează noaptea în somn. Nu neapărat, îmi spune cât de fericit este și cât se bucură să fie acasă, să fim aici cu toți împreună. Și că nu Despre trebuie, tine. că nu mai trebuie să Nu. mai fim așa mult. Referitor la tine, dacă vorbește despre tine, nu că se simte bine că e acasă. Nu are aceeași valență. Despre tine să spună, măi, eu simt că tu mă iubești. Simt că îți spune chestiile astea? Nu. Spun bărbații chestii de genul ăsta? Sigur că o să spună. Când bărbatul se simte iubit, o să o atenționeze pe femei că în preajma ei se simte miraculos.
Cum să nu? O să spună. Și o să spună din toată inima și să simți bucuria lui Dumnezeu cum te încarcă. Da. Păi fiecare zi că mă iubește, da. Da, dar ți-am zis, nu știu, trebuie văzut acolo că poate să spun așa că a devenit o formalitate că tu îi spui și tu că îl iubești și a devenit o... Cred că încă nu este o formalitate. Eu nu-i spun că îl iubesc, eu i-am spus că ți-am zis că te iubesc când ne-am căsătorit, trebuie să mai zic încă o dată. Ah, e clar. E clar, da. Și atâta iubire în fiecare La zi. ce avem nevoie de iubire, da. Dă un colo de iubire, cum a zis Marius în Vechiul Testament. Mă, sunt cu Nu-mi tine! trebuie Mai sunt cu mie. tine, înseamnă că te iubesc. Păi, Da. toată ziua am sus și în jos atâta. N-am spus odată. Ce tot în fiecare zi? Da. Știi? Ce? În viața Deci, următoare îți mai spun. deci asta te supără, când zice te iubesc. Dar nu, că nu mă supără, că mă amuză, că doar nu ne certăm de la asta. E, și râde de fiecare dată. A zis, iarăși, păi nu l-am spus, păi mi-ai spus și ieri. Zis, ok. Da, el îți arată exact cum își dorește el să fie. Da, asta așa este. Partea asta trebuie să învăț, da. E provocarea mea. De asta ziceam eu lui Marius astăzi că Marius spune da, că noi trebuie să acceptăm greutățile și să nu să fugim de plăceri și să mergem la greutăți. Am zis, Marius ar putea să fie pe dos, ar putea noi cu mare veselie să ne ducem la greutăți și la plăceri. Cu mare veselie cred că pot să sap toată grădina decât să, nu știu, să zic soțului meu în fiecare zi te iubesc. Știi, de s-ar putea să avem noi reținere și pe plăcere. Știi cum Păi spunea, stai uite, puțin că trebuie să ne detectăm ce-i plăcerea. Că plăcerea nu este generală pentru toată lumea. da, Adică poate că e dacă eu depinde. fac un lucru cu ușurință și cu... înseamnă că aia e plăcere. Deci trebuie să Da, fac ce da, nu-mi da. place. Da, asta e adevărat. Trebuie să definim ce înseamnă plăcerea. Dacă plăcerea ta Da. e să mături toată strada, de toate străzile din oraș, Da. decât să, nu știu, să stai și să vorbești cu soțul tău o oră în Da. fiecare zi, probabil că așa este, știi? Uite cum ai zis tu de el, că lui îi place să facă sport și tu nu ești cu sportul. Adică tu acolo ți-ai face iar o porție de energie, să faci, să mergi pe jos sau să faci lucruri care nu sunt în firea ta. Da, sportul n-a fost niciodată mai mult decât așa, câteodată și uneori. Da. Da, mai sunt. Marea stă și reflectă. Te las să reflectezi la... Haide, Marian, Marian, nu, supă. fă încheierea. Fă încheiere. Ce încheiere să mai facă? Cred că am înțeles aici că femeia se schimbă când vrea ea. Ce Mariana, încheiere să fac? când vrea el, mă, când vrea el. da, Când vrea Mariana el, da. femeia, acum iar l-am băgat în ceață. Da, o să înțelegeți într-un final că nu este Alo. complicat să iubiți. Hai, vine, mama, vine. Da. Da. Da, Deci vă nu. mulțumesc. Haideți să facem episodul 2, că sunt sigur că o să mai iasă carcaleți, cum zicea Alice. Da. 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 Păi hai Da, dar că nu programăm, o lăsăm pe Simona să ne zică ce Da, și... da, 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 când... să am un subiect, într-adevăr, de să vină și soțul acasă, că e Să plecat. mai Deci... ridice oglinzi. Da, exact, să mai ridice oglinzi. Deocamdată, până săptămâna viitoare, trebuie să mă cute purcei. După aia vedem noi. Da. Bine, vă mulțumesc. Bine, vă îmbrățișez cu drag Și o seară bună. și o zi Pa, pa. bună tuturor. O La zi bună. revedere!